Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Forever Strand. Iar astăzi, fraților, am citit prin comentarii și am văzut acolo un comentariu de la Broș în care ne zicea să facem o parcelă de 10x10 unde să punem un gresid. Am lucrat foarte mult să fac, adică bă, cred că am folosit vreo 7-8 compressed dirt și a fost destul de mult. Adică a trebuit să lucrez o căruță de timp. Și după cum vedem, dacă ne aducem aminte, în episodul trecut am murit. Așa că acum ne vom lua itemele. N-am vrut să le iau fără să fiți și voi cu mine. Așa că mă gândeam, nu știu, uite să... Da, uite, astea le mâncăm, putem să mai mâncăm chestiile astea. Ne dau câte două bucățele, destul de ok. Ne facem full și am văzut acolo un comentariu în care ne zicea cineva: bă, frate, mănâncă și tu niște... nu, mi-a zis că dacă nu se pune... dacă nu se pune asta, cum se numește... unde-i? Uite, chestia asta. Dacă nu se pune în quest aici... Dirty Water Barrel, să bem, că poate ne ajută. Și m-am gândit eu să fac mai multe chesturi, pentru că asta ne ajută cu siguranță. Și vreau să mai merg să mai fac rost de niște... Bă, nu cred că mai are rost să mai fac. Nu cred că mai fac. Deci facem undeva la 10x10. Mă duc, iau lopățica. Am făcut mai multe chesturi ca să nu mai avem probleme cu toate chestiile alea. Uite, văd acolo, asta aproape moartă, mai are o bucată. Facem așa, se sparge. Super, și ne punem să facem alta. Mai avem aici niște iron. Și după ce termin platforma asta de 10x10 de făcut, o să mă pun să fac baza subterană. Am văzut că a zis cineva acolo să fac o bază subterană cu un strat de lavă deasupra. Și bă, mi se pare super tare. Adică pe bune, fraților, voi chiar ați jucat modul ăsta și chiar sunt idei super interesante. Hai să vedem, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bă, e ceva, și aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bă, deci cam până acolo ar trebui să facem, o să ne ia ceva să facem chestiile astea cu dirt. Mamă, o să ne ia ceva. Săpăm așa printre. Și eu cred că o să vin deja cu sporul să-l și pun, dar deja l-am la mine. Ok. Și foarte multe livuri trebuie să... Deci o să trebuiască să lucrăm ceva. Chiar mă bucur că am reușit să scap de toată haita aia de mobi. Uite, vedem cum stau aici în partea asta, cum sunt taxați aici. 4, 5, 6 mobi spawnați în momentul ăsta pe hartă. Nici nu știu ce să fac ei. Bă, m-aș duce să-i bat. Dar nu o să mă duc să-i bat, îi las acolo. N-am nevoie de scandal în momentul ăsta. Ok, hai să vedem frunzele pe unde sunt. A, uite, mai avem și aici niște sapling. Mai avem altceva ce putem folosi. Dacă nu mă înșel din hammer, ia să vedem dacă mai mi-aduc eu aminte de pe Sky Factory și dacă este la fel ca pe Sky Factory, eu ar trebui să pot să fac asta. Ia, hai să vedem. Dacă pun una aici și dau cu hammer-ul. Exact. Super. Și ia să vedem dacă merge vein miner-ul pe chestia asta. Cred că trebuie de piatră și mi se pare că am niște piatră aici. Sau nu mai știu, cred că aici în capăt. Exact, hai să luăm asta, hai să facem unul de piatră. Să vedem cum o ducem. Uite, facem așa, wow, mai avem multe și chestiile acolo. Și exact, ne mai rămâne de o bucată, super tare. 1, 2, punem aici, am făcut mai multe crafting table ca să nu mă plimb de fiecare dată. Asta e recipe normal. Ok, super tare atunci. Și să vedem acum dacă funcționează vein miner-ul pe chestia asta. Ok, nu funcționează, dar este mult mai eficient. Mergem, ne răcim foarte rapid, pentru că după cum vedem și noi... hai mă, scaz, te rog, eu nu vreau să mor. Sunt full, frate.
Nu vreau să mă scadă. A, ba da, uite, hai că mă scade. Bine, foarte bine atunci. Și ce facem noi? Ne punem și facem chestia asta aici până atunci. Și poate tu să vă întrebați ce e chestia asta. Din eșurile alea noi putem să... Adică ăla e rumeguș acolo. Și noi din rumeguș putem face... Putem îl folosi... Îl putem folosi ca și compost. Adică să facem... bă, se face seară? Sper că nu se face seară. Vreau să-l fac puțin, puțin mai gri. Adică temperatura noastră se scadă puțin, puțin mai mult. Ok. Hai încă o dată să scadă și e super. Ok, lăsăm baltă și mergem și le aruncăm astea acolo. Ne punem și le facem. Se face seară? Nu se face seară, nici cea mai mică șansă se facă seară. Poc, 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 uite, vedeți, asta e super, super tare. Că avem mult, mult, foarte, foarte multe modalități să facem... Să facem dirt. Punem dirt-ul aici în momentul ăsta. Uite, să-i dăm așa și printre. Și îi pun și sporul să se lărgească cât mai rapid. Noi ne întoarcem la făcut dirt și hai să sivuim partea asta de dust, pentru că mă enervează când am chestii nefolositoare la mine. Powder aluminium, ok, stai să vreau să văd, adică n-are rost să mai caut altceva, pentru că ăsta cam ar fi cel mai bun în momentul ăsta. Și nu știu de ce nu merge Veinmanor, dacă ar fi mers Veinmanor pe chestia asta ar fi fost super. Deci mie data trecută mi s-a dezactivat Optifine și vreau să văd în momentul ăsta dacă mai este Veinmanor în mod. Deci eu sunt foarte curios dacă mai este. Da, mai e, ok. Deci se pare că nu merge cu aia. Ok, și mai avem și pentru ăsta și ne punem așa. De ce nu putem? A, uite, putem și pe alea. Super. Văd că e afară, ce fac? Se bat? A ieșit ăla la iveală, super. O să trebuie să mă duc în căutare de ceva oase, cât vreau să fac crocul ăla de... Vreau să fac crocul ăla de bone, să deblochez misiunea aia repede cât să nu mor. Bă, uite ăla i-a luat oasele. Bă, vreau oasele. Vreau oasele. Ok, hai repede să mergem în partea asta. Deci avem două oase cu celelalte două super. Avem exact pentru croc. Ok, punem două, facem crocul, poc, 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 quest complet și ne întoarcem repede, repede, repede jos, cât de repede putem noi jos, că nu mai avem scăpare. Uai, ce bine că ne ia din prima și ne întoarcem și facem chestiile astea, poc, stai să le punem 1 și 2, facem așa, poc, hai să se facă puțin, puțin mai gri și după aia... Și după aia ne ducem sus și luăm și dirt-ul. Și video-ul ăsta o să lucrez puțin, puțin mai mult. O să vorbesc și mai mult cu voi ca în fiecare video. Ok, facem așa. Punem chestiile astea. Poc. Ok, mamă, că am făcut ceva acum. Am făcut... un stack. Mamă, am dus-o bine. Luăm astea toate. Ce poate să nu-s gata? Eu le puneam înapoi. Ok. Punem așa. Sper să ne ajungă pentru încă unul. Și sper ca video viitor deja să se tragă toată chestia asta. Văd că încă n-a început să se extindă. Nu știu de ce. O să mă duc să fac un topor ca să scapă de toate chestiile alea de acolo. Mă, mi s-a părut, mi s-a auzit o găină. Bă, nu știu, mi s-a părut că am auzit o găină. Uite, vine și seara, ne punem hopa.
Aici e pătuțul. Ne culcăm ca să nu se mai spawneze toate prostiile și ne punem și dăm claim la... Ne punem și dăm claim la chestia asta. Mamă. Și ce mai avem nevoie? Ok, mi-a dat complete. Unclaimed rewards. Și de ce nu pot să iau? Ce? Nu mai avem de... Ai de mine, trebuie să-mi aleg dintre chestia asta. Îți dai seama că îmi aleg... Loot chest-ul iau, n-are rost altceva să... Nu are rost. Și hai să bem acum o bucățică de dirt water, poate... Hai bă! S-a făcut? Nu s-a făcut, dirt water... Na, și atunci eu ce fac? E cum fac quest-ul ăla dacă nu... Ok, și de ce? Mamă! Golden Apple. Mai de bine, exact ce, de ceea ce aveam nevoie, de iron. Ironul acum o să mă duc și o să-l fac... mă duc și-l fac din astea, îl fac shears. Iau frunzele. Poc, poc, poc. Și ne punem și facem din stone. Nu cred că mai avem, ba, uite, avem aici stone. 1, 2, 3. Și ne punem și facem... facem un topor. Pentru că vreau să iau tot copacul ăla de afară. Luăm și ăsta de aici. Ok, super. 5 bucăți, 6. Super. Hai că ne descurcăm. Ne descurcăm din ce în ce mai bine. O să trebuiască să vedeți imediat ce o să trebuiască să-mi fac. Am văzut pe internet din ăsta. Cineva zicea să mă duc și mai fac un shears. Poc. Poc, poc. Hai repede ca până nu mor. Până nu mor. Mamă, și acum o să am dirt. O să am la dirt de mă sparg. O să am la dirt de mă sparg. Merg iar aici jos. Asta cred că e cel, nu știu, poate pentru noi o să vi se pare enervant, dar mie chiar îmi place ideea asta că eu trebuie să țin cont și de și de temperatura corpului. Adică deja, uite unde s-a ajuns cu Minecraft-ul modat, ajungem deja să fie din ce în ce mai realistic și nu că ăsta ar fi țelul, să zic așa, între ghilimele, al Minecraft-ului, să devină cât mai realistic, să devină cât mai challenging, să fie cât mai... cât mai provocator așa pentru fiecare. Adică uite, să fie din ce în ce mai greu. Mie chiar îmi plac modurile astea gen grele. Pe Sky Factory și astea nu e chiar așa greu. Aș fi continuat și cu seria de Sky Factory dacă n-ar fi fost atâtea bug-uri, dacă ar fi mers Optifine-ul. Și sincer, parcă îți pirea cheful așa de filmat când te puneai să filmezi și vedeai că începi cu 20 de frame-uri fără să faci nimic. Ok, deja vedem că urcă temperatura și nu știu de ce. Cred că o să trească să-mi fac o încăpere până jos. Și acum, exact acum, mă pun și-o și fac. Vreau să văd cât, exact 3 bucăți mai am. Cu 2 de aici. Mă pun și fac acum ăsta așa, poc, poc. Să facem cu stairs de astea sau să facem cu leather? Ba, cred că facem cu leather. Nu cred că are rost să folosim altceva. Poc, poc. Și dăm, nu știu, cred că avem nevoie de vreo 50, cam așa, nu mai mult, uite, 60. Că nu are, la ce SF suntem? La 68, super. Și punem bețele înapoi, știm că în chest tot timpul avem bețe. Ok, și ne punem și facem exact aici camera de recuperare. Eu am făcut un pickaxe. Bravo, frate. Deci un pickaxe, nu trebuie să fac un pickaxe, trebuie să fac o lopățică și mă pun acum și o fac rapid, adică uite, o văd cam aici. Cât mai are? Durabilitatea de 50, super. Sărim aici în gaură. Poc, poc. Bă, nu știu, sper să nu există cave-uri în chestia asta, că
Nu o să-mi placă dacă o să uite cheiuri. Hai, mă. Uai, de bine. De ce s-au spawnat atât de mulți mobi? Aoleu, cred că există cave-uri. Nu! Ai de mine. Nu știam chestia asta. Trebuie să-mi fac torțe în cazul ăsta. Unde-i gaura? Aici e gaura. Punem și facem așa. Pe ce parte e aia? Vedem pe ce parte e chestia aia. No. Ai de mine, băieți. Cât mai repede sus. Aoleu, ce se întâmplă? Uite, vedeți cum zdrângă-ne chestia aia acolo. Aia nu-i bine, aia nu trebuie să zdrângă-ne și vreau să ajung cât mai repede în apă. Hai, bă, urcă mai repede. De ce nu există un sprint ceva pentru chestia asta? Ai de mine. Doamne, deci mai puțin muream acolo. Deci, fraților, mai puțin muream acolo. Hai că am scos-o puțin la capăt. Hai, mă, scade, mă. Încă o dată, mă scazi? Ok, nu mă mai scade încă o dată, nu mai vrea, e rea. Nu știu ce trebuie să fac acolo. Cred că trebuie să ajung până la bedrock. Și o să fac asta după ce le umplu pe astea. Mai am nevoie de încă 5 scări. Cam așa mai am nevoie. Ok, de încă 5 scări. Uite, luăm de aici bețele. Poc. Să fim siguri. Hai să mai facem încă câteva. Opa. Și super. Iar ne. Bă, cât de repede ne încălzim. Deci nu-mi vine să cred. Deci pe bune, mie nu-mi vine să cred. Hai, bă, nu mă scazi pe mine încă o dată. Te rog, frate. Deci pe mine mă bate chestia asta. Și mă enervează. Ok, cred că m-am mai scăzut odată și acum ne întoarcem înapoi în mină, așa între ghilimele să zicem mină. Ok, facem așa, poc. Mamă. Ok. Bun. Aici ne facem o mică încăpere. De fapt, nu în partea asta, nu vreau să ne facem în partea aia. Punem sandstone înapoi și o să ne facem exact în cealaltă parte. Exact în partea asta. Și tot am uitat să-mi iau torțe. Și ok, și nu înțeleg de ce mi-a zis persoana respectivă să-mi pun și lavă. Deci eu mă așteptam ca aici să fie, nu știu, să fie mai răcoare decât sus. Dar văd că nu. Nu prea se întâmplă exact. Ia, merge? Vei mai rău. Ar fi fost ceva să funcționeze. Trebuie să aduc neapărat torțe aici, că dacă n-aduc torțe sunt rip. Ok. Cred că mă duc acum sus. Mamă, iar mor. Și bă, nu știu de ce, cred că trebuie să-mi fac cooling sistemul ăla cât mai rapid. Aici am eu presimțirea că o să mor dacă nu o să pun. Dacă nu o să-mi pun ceva ce să mă apere în timp ce cobor. Mamă, cum se aude când spar scările.
Bă, fratele meu, ce mod e ăsta? Mamă, cât de greu, urcă chestia asta, cât de greu. Oare există lifturi din RF Tools? Oare există angel wing-uri? Chiar acum m-am sincer prima m-a făcut puțin curios și ar trebui să mă culc. Sau, hai să vedem cum facem. Mai am coal. Uite că mai am coal. Pun asta cu astea, două bucăți. Și mă duc cu F7 afară. Și punem aici. De mai pe altundeva. Bă, sincer m-aș culca, dar îmi place seara. Iar o să mor, știu că o să mor când vine seara. Și nu vreau să mor. Deja au început să se spawneze. Și vin toți înspre mine. Hai să încercăm să nu mă arăt. Și să mă duc să mai iau dirt-ul. Și să pudăm cu frunze acum. Deja văd cum se apropie toți în partea asta. Stai să-mi iau sabia mea super puternică. În caz de nevoie. Hai mă, fraierul, veniți încoa. Toți vă ruficați. Na, uite, fraiere, ce se întâmplă dacă vii aici. Nice. Compressed husk. Hai de mine, să verificăm harta, să vedem. Văd că tot se îndreaptă în partea asta. Bă, nu știu, momentan o ducem bine. Husk-urile nu cred că au cum să intre. Uai, ce am crezut că mă bate o bucățică de asta. Uite, mai rămân cu bucățică de așpe. Deci, da, bă, o să trebuie să mai fac un... Ăla cum a intrat aici? Ăsta cum a intrat aici? Cum a intrat, mă, fraiere? A venit cumva pe sus sau mi se pare mie? Oh, Sami, asta nu e bine. Asta nu e bine. Uai, deci am crezut că mă rup ăștia. Jumate de HP am mai avut. Intră repede în casă. Fraiere. Uite cum stă fraierul acolo. Băi, fraților, cam acesta a fost episodul. Nu uitați să lăsați acolo cât mai multe like-uri. Și comentarii cu ce credeți voi că ar mai trebui să fac. Eu acum o să mă pun, o să mai lucrez puțin off camera să rezolv aici și chestia asta de afară. Să lucrez și la al doilea perete. Deci eu am fost Sami și v-am pupat.